Sâmbătă spre duminică, la puțin timp după miezul nopții, pompierii de la detașamentul din Mioveni au intervenit la un accident rutier produs pe DN73 în localitatea Micești. În urma accidentului a rezultat avarierea unui autoturism și a unei autoutilitare. Pompierii au asigurat zona împotriva izbucnirii unui posibil incendiu, iar paramedicii de pe smord au preluat șoferul în vârstă de 62 de ani din autoturism. Acesta prezenta zgrieturi la nivelul feței, iar ulterior, acordării primului ajutor, nu a avut nevoie de transport la spital.